Domnul președinte, bine v-am regăsit acum la început de an, să vă zic și la mulți ani dumneavoastră și celor pe care îi coordonați, apicultorilor din România și nu numai până la urmă, pentru că aveți, știu, contacte cu și apicultori colaboratori. Și colaboratori din toată Europa și aș putea spune chiar din lume. Aș vrea să abordăm un pic subiectul legii apiculturii, pentru că știu că sunt controverse. Cum o apreciați în momentul ăsta? Referitor la legea apiculturii, exista o lege apiculturii care a apărut și a fost promovată de către Asociația Crescătorilor de Albine și, într-adevăr, în acea lege 89 din 98, asociația noastră se regăsea cu denumire, cu institut, combinat și așa mai departe, fiind singura asociație apicolă la nivel național și, într-adevăr, trebuia adaptată conform, mă rog, normelor și cerințelor europene, pentru că nu se poate face o lege pentru o formă asociativă sau pentru o firmă. Dar nu era nevoie de o abrogare a legii vechi, ci doar de o adaptare a ei la aceste lucruri. O îmbunătățire a ei, exact. Din păcate, Ministerul Agriculturii a sprijinit o formă asociativă măruntă cu, știu eu, 200 de membri sau 150 de membri într-un județ, deci fără o recunoaștere de anvergură a respective forme asociative, a reușit să-și ghebeze o copie fidelă a legii noastre, doar că era deranjant că în acest proiect de lege pe care ei îl propuneau, cereau abrogarea regulamentului de stupărit pastoral, regulament pe care asociația noastră l-a perfectat și sigur că mai erau, mă rog, probleme de pus la punct, dar nu aveam probleme cu desfășurarea activității de stupărit pastoral, singura și cea mai importantă activitate, de fapt, pentru apicultori. De asemenea, legea cuprindea un număr de 10, 12, 15 amenzi, adică atunci când faci o lege, nu mi se pare normal pentru o specie tu ca formă asociativă să propui sancțiuni pentru membrii tăi, sancțiuni de care nu e nevoie, pentru că, așa cum v-am spus, apicultura s-a dezvoltat și fără aceste sancțiuni. Noi am respectat legislația și o respectăm în continuare ca apicultori. Și al treilea... Da, poate că s-a impus, dacă trebuie să respecti o lege și nu o faci, poate că se impuneau și anumite sancțiuni. Dar ne regăsim. Avem acces în pădure, da? Respectăm codul silvic. Acolo sunt prevăzute sancțiuni și pentru apicultori și pentru toți care intră în pădure și nu are autorizație de acces sau distruge puietul. Sau... Deci ne regăseam acolo. La fel, consiliile locale aveau anumită disciplină, anumite norme pe care trebuia să le rezolvăm. Nu se impunea nicio amendă, nu se impunea. Și în al treilea rând era faptul că acum această activitate de stupărit pastoral era ruptă total de formele asociative și urmând să se ocupe de această problemă consiliile locale. E o aberație pentru că... Păi cum să se întâmple așa ceva? Păi așa se întâmplă acum. Pentru că stupăritul pastoral fac tot apicultorii și în baza unui act normativ. Exact. Nu ai între reguli, nu? Exact. Singurul lucru bun pe care sperăm să rămână și să fie promulgată legea este scutirea de impozitare a mijloacelor de transport autopropulsate în pastoral, pentru că erau niște impozite care afectau veniturile apicultorului și nu foloseam acele mijloace de transport 2 luni, maxim 3 luni într-un an, dar plăteam impozite ca pentru orice mijloc de transport. Și nici în perioada aia de 2-3 luni în fiecare zi? Nici, sigur că da. În rest, legea nu are nimic deosebit față de legea veche, doar că până la urmă totul s-a anulat acel regulament de stupărit pastoral. Și acum vom depinde de onorații și stimabili primari să ne dea acces într-o vază mieliferă care întâmplător se găsește pe raza localității respective. Da, da. Deci care ar fi impedimentul aici? Impedimentul ar fi că sunt zone unde primările nu dețin bază meliferă, nici silvică, nici agricolă, că nu au. Păi și atunci nu solicitați, nu aveți motiv să solicitați acordul. Păi nu, dar sunt ferme deținute de către profesioniști, da, și la care poți să ai acces, dar trebuie să ai prima dată aprobare de la primar. Ori ceea ce mi se pare aberant. Da. Adică dacă eu vreau să mă duc la fratele meu care o cultură de rapiță pe rapiță, trebuie să cer voie primarului. Noi și până acum informam primăria pentru că ne interesa
pentru că acel ordin comun privind tratamentele fitosanitare și care asigura protecția familiilor de albine în pastoral. Dar informați că sunteți prezenți acolo. Acolo. Nu cereați acordul lor. Nu ceream. Acum, dacă într-o comună care deține, să zicem, 100 de hectare de salcâmp sau 1000, pe raza respectivă are ocolul silvic oarecare, sigur că primarul din zona respectivă va fi supus unor presiuni deosebite, în sensul în care erau 3 apicultori. Dacă cei 3 apicultori, vă zice domn primar, aici nu mai intră alții, că suntem noi și noi v-am ales, va fi o chestie politică deja și nu e corect. Nu mi se pare corect. Din acest punct de vedere, cred trebuie avut în vedere chestia asta. Avut în vedere. Și mai este un aspect, adică legea te obligă ca să începi activitatea apicolă să fii înregistrat la primărie, să ai autorizare sanitară veterinară, să ai stup identificați, numerotat și mai departe, mi se pare o aberație. Atâta timp cât eu am 5 stupi care țin pentru familia mea, de ce să țin eu identificarea stup? De ce să țin un registru de control, un carnet de stupină ca să evidențiez ce? Că nu ies cu acel produs în afară pe piață și atunci nu se va mai apropia nimeni. Obligativitățile astea cred că s-ar impune în mod deosebit la cei care fac stupării comerciale sau apicultură comercială, sunt profesioniști. Sau cei care măcar depășesc efectivele impozabile. Sigur. Nu, de la nivelul impozitării. Sunt 75 de familii care nu se impozitează și peste 75 să suporte rigorele acestea care... Și n-ați reușit să convingeți că... N-am reușit pentru că n-a ținut cont de părerile Asociației Crescătorilor de Albine România, au ținut cont de influențele reprezentantului de la Ministerul Agriculturii și altor forme mărunte care sigur că nu s-au ocupat cu aceste activități niciodată, dar care n-au vrut ca ACA să se ocupe, deși să zicem, sunt zone în care sau comune în care ACA nu sau județe nu are ponderea majoritară și atunci vor da alții autorizațiile. Însă asta nu se înțelege că forma asociativă nu repartizează baza mieliferă, pentru că apicultorul negociază cu acel agricultor sau cu silvicul și nu-și duce stupii într-o locație oarecare fără să aibă accesul. Doar noi urmăream dacă sunt probleme cu tratamentele fitosanitare, dacă sunt probleme de suprapopulare într-o zonă, să nu te supraaglomerăm încât nimeni să nu facă producție și să ne certăm cum a fost cazul și anul acesta. N-aș vrea să terminăm discuția asta fără să vă întreb cum a fost anul apicol 2013. Comparativ cu 2012, că trebuie să avem un termen de comparație, anul apicol 2013 a fost un an bun, spre foarte bun în unele zone. Zic foarte bune în lunca Dunării, de exemplu, începând de la, județul Mehedinți până undeva în Vaslui, au fost un an apicol foarte bun. Au fost excepții în vestul țării. Eu sunt din zona de vest și avem acolo o pădure mare la Valea lui Mihai de Salcâm, e al doilea an când nu a dat nimic. Deci ne-am deplasat în zadar, ne-am transportat stupii. Și plus seceta și alte probleme care au apărut. Ceva mai binișor a mers în centru, una peste alta, din datele noastre s-au rezolvat, s-au făcut, producția marfă este undeva între 17-18 mii de tone, sigur nu depășim 22 de mii de tone așa cum s-au dat. Cât din această cantitate a trecut prin combinat? Cât ați achiziționat dumneavoastră? Deci România exportă, cum ziceam, vreo jumătate. Din acele 8.500 de tone, aproape 2.500 au trecut prin combinatul nostru. N-a fost un an foarte bun, dat fiind faptul că n-a fost miere suficientă și un lucru bun că începe să crească și consumul intern. Domnul președinte, să dea Dumnezeu să vă dezvoltați mult mai mult decât ați făcut-o până acum, să readunați apicultorii sub aceeași pălărie, pentru că mie mi se pare corect așa și ar fi benefic pentru toată lumea, și să aveți succes în toată activitatea dumneavoastră. Mulțumesc mult și dumneavoastră.